La prima ediție a paradei școlilor de salsă au participat școlii din Buzău, Cluj, Târgoviște, Găiești, București, Călăraș, Ploiești și, bineînțeles, Pitești. Pe parcursul demonstrațiilor de dans, piteștenii prezenți au fost invitați de dansatorii profesioniști să încerce pașii și ritmurile acestui gen de dans. Parada a făcut parte din cadrul manifestărilor organizate cu ocazia zilelor municipiului Pitești. Dansul, pot să spun că mi-a schimbat viața și nu numai mie, tuturor celor care sunt colegii mei de școală și tuturor celor din comunitatea de salseros din țară. E o modalitate foarte plăcută de a petrece timpul, de a scăpa de stres, de a slăbi pentru unii și de a ne menține în formă.